Bine ați revenit alături de noi. Alegerile europarlamentare din 26 mai și oferta politică, subiectul central al emisiunii în această seară. Domnilor, vorbeam înainte de pauză de publicitate, de falsitatea în care se poartă dezbaterea electorală. Dacă o putem numi dezbatere în termenul clasic, adică nu avem cumva o dezbatere la distanță între concurenții electorali, pe subiecte destul de departe de instituțiile europene și ce prezintă instituția europeană în sine și modul său de funcționare, care prinde la electorat. Și vă spuneam înainte de pauză de publicitate că toate partidele politice mizează pe un singur scop, de a aduce oamenii la urne, oamenii lor cumva la urne. Vorbeam de acel 65% din electoratul din România care nu s-a prezentat la ultimele europarlamentare. Avem de această dată o manevră foarte interesantă pe principiul Băsescu de a crea un referendum când ai nevoie. E o chestie pe care o spun și mi-o asum. Au fost 3 referendum create de domnul Băsescu când a avut nevoie. Foarte eficiente toate 3, pe teme foarte populare la momentul respectiv. Toată lumea dorea mai puțin parlamentari, toată lumea voia să tragă de urechi deputatul sau senatorul că nu-și făcea treaba. Și acum avem acest referendum pe justiție. Va crește oare prezența la vot sau va fi efectul de bumerang? La modul la care o joacă domnul Iohannis, nu va avea niciun efect. Noi nu știm nici, sau mă rog, s-a discutat prea puțin despre întrebările de la referendum. Oamenii nu înțeleg despre ce este vorba acolo. Da. Pe de altă parte, vreau să fac o adăugare. Nu e vorba despre falsitatea temelor. Temele sunt importante pentru planul intern, dar în raport cu instituțiile. Dar în raport, într-adevăr, în raport cu instituțiile europene, n-au niciun fel de valoare. Și vreau să mai fac, să atrag atenția partidelor în acest sens. Se poate crea un efect care să dezamorseze electoratul, în sensul în care e posibil ca la un moment dat, după alegeri, după 6 luni, după un an, după alegeri, să vină electoratul să spună: domne, ne-ați promis în campanie, dar n-ați făcut nimic până acum. Și asta pentru că n-au prerogative, așa cum foarte mulți români cred că nu avem autostrăzi din cauza lui Klaus Iohannis. Iar asta este o chestiune publică asumată de foarte mulți atunci când îi vedem primi interviuri. Ce vreau să spun legat de referendum? Cred că președintele ar trebui să o joace un pic mai dur și mai politic. Vorbeați mai devreme despre președintele Traian Băsescu, care a înțeles ce înseamnă un referendum, cum trebuie să se comporte într-o campanie pentru referendum. Din păcate, Klaus Iohannis cred că are această abordare pasivă și din cauza faptului că nu are un concurent serios pentru alegerile prezidențiale. Și atunci își permite să stea mai confortabil în Palatul Cotroceni, să anunțe temele, dar să nu mizeze foarte, foarte mult pe această chestiune. Aici nu trebuie să uităm că însăși domnul Iohannis a fost cumva cadoul de Crăciun din partea partidelor politice, adică nu a fost un personaj promovat în prealabil foarte mult. A fost cumva un bibelou scos de Crăciun care a atras atenția tuturor. Deci să fim atenți cum ne raportăm la viitoarea campanie pentru prezidențiale, că e posibil să avem bibelouri și în acest caz. Eu aș spune că referendumul acesta pentru justiție vine într-un moment, n-aș putea spune inspirat, dar ar fi putut cam târziu. Aș putea spune că acest referendum, în opinia mea, ar fi prins poate acum un an, un an și ceva. Poate în 2017, acum, poate după 10 august. În opinia mea, nu știu în ce măsură cei 65%, că vorbim de cei care nu au votat, nu vor să voteze sau nu au chef sau, mă rog, timp. Nu știu în ce măsură acești oameni vor veni la acest referendum, dacă vor conștientiza că statul de drept, justiția, libertatea justiției, că în fond, dacă n-ai acești judecători să fie sigur independenți și nu au o anumită mobilitate, nu știu dacă omul respectiv. Eu vă mai spun o chestie. Fac o analiză cu ceea ce s-a întâmplat la meeting-ul social-democraților și ALDE din iunie 2018. Atunci am fost neinspirat, ca să mă exprim așa, și vă spun o chestie. Era să-mi iau și o bătaie, că m-am dus cu mașină neagră. Vă spun, nu m-am dus cu un tricou alb, eram cu un tricou verde, kaki. Și totuși am avut curaj să mă plimb printre acei oameni. Și am rămas neapărat șocat și mi-am notat câteva chestiuni. Mulți îmi spuneau un singur: domne, dacă n-ar fi stat ăsta paralel, până la urmă, ce nume, dar cum să poate, cum ăștia nu ne-am dezvoltat? Că cum? Și pe mine m-au ascultat. Dom'le, e o psihoză pe care acești oameni de la guvernare au reușit să o inoculeze mentalul acestor oameni. Este greu de crezut că acei oameni care sunt controlați prin primari, prin
tot ce înseamnă o structură de partid, vor veni să voteze conștient, să conștientizeze acest referendum. Și mai este un lucru, cum a spus și colegul și l-am trăit și eu în 2009, când am votat toată lumea pentru cei 300 de parlamentari. Nici astăzi, după aproape 10 ani, nu avem 300 de parlamentari. Pentru că aici avem o similitudine foarte interesantă și referendumul din 2009 și referendumul din 26 mai au caracter pur consultativ în primul rând și efectele lor trebuie impuse prin modificarea Constituției. De acord, dar noi... Aici e o mică mare chestie, adică Constituția în România. România este statul din Uniunea Europeană în care e aproape cel mai greu să modifici Constituția. Este un proces atât de stufos încât nimeni nu ar avea curajul să se angreneze într-o modificare a Constituției. Păi nici partidele politice, dacă nu au găsit un consens, fiindcă nu știm, vrem să fim o republică parlamentară, vrem să fim o republică prezidențială sau nu ne convine așa cum a fost modelul patentat de domnul Iliescu și de toți acoliții săi la începutul anilor 90, că n-au vrut să fie nici o republică parlamentară, nici una prezidențială, să fie un melanj. Da. Și când intervenea guvernul, când președintele, ori astăzi suntem membri în Europeană, avem deja 10 ani vechime, cumva ar trebui să... 12. 12, mă scuzați. Deja 12 ani. Deci e o generație, ar cumva ar trebui să ne, în următorul ciclu politic, parlamentar, să ne decidem cum vrem să facem. Dar mai e o problemă. Cine va decide? Că dacă vrem să discutăm calitatea lor, CV-urile lor, eu nu cred că... Ce este această faună, în ghilimele, vă spun, la noastră emisiune, în Parlamentul de la București, în actuala legislatură? Nu suntem în măsură să judecăm calitatea umană a parlamentarilor, dar calitatea activității politice suntem. Asta, eu aici mă refer nu la calitatea umană, nu, calitatea activității politice. Câte... Eu nu văd. Nu văd. Ok, am stabilit de comun acord, cumva, tacit de pe tipul aprobării legilor în Parlament, majoritatea absolută o avem aici, că referendumul, să zicem, nu ar putea scoate un electorat mai mare decât la ultimele alegeri europarlamentare. Și atunci, care este skepsisul cu care ar trebui să vină partidele politice, ar trebui să venim noi, mass media, în a încuraja oamenii să iasă la alegeri pe 26 mai? Ca să ne înțelegem foarte clar, nu ar putea să aducă oameni la vot în actuala formă. Adică, hai să ne referim puțin la temele inițiale propuse de Klaus Iohannis, da? Interzicerea grațierii și amnistiei. Păi hai să fim sinceri, să spunem pe aia dreaptă. Grațierea s-a cam dat, masca, dar s-a cam dat. Am avut peste 14.000 de condamnați și încă mai curg, care au fost eliberați din pușcării. Asta în primul și în primul rând. În al doilea rând, să nu mai dea guvernul ordonanțe de urgență pe teme de justiție. Da. Care e o temă interesantă, dar nu știu cât de mulți oameni o înțeleg. Pe de altă parte vin și întreb, că tot vorbeam mai devreme de calitatea vieții, De ce să nu extindem chestiunea asta? De ce să nu le interzicem să dea ordonanțe de urgență pe teme economice, de pildă? Pentru că sunt foarte multe firme care fug din România. Trăiască ordonanța 114, care a fost un exemplu foarte elocvent în acest La ordonanța 114 voiam să mă refer și eu și la faptul că, dintr-o dată, firmele s-au trezit cu noi taxe în plus, chiar înainte de sărbători, sau chiar între Crăciun și Revelion. Da. Și atunci, după aceea, ne întrebăm de ce nu vin firmele să investească în România. Păi dacă n-au predictibilitate, bineînțeles că se feresc de țara noastră. Pe de altă parte, că spuneați de faptul că este un referendum consultativ și este într-adevăr, dar există o decizie a Curții Constituționale din 2012, decizia 682, care spune foarte clar că legiuitorii nu pot legifera în dezacord cu voința publică. Da. Adică, ca să explic chestiunea asta... Este cumva cutumiar, nu există obligație juridică. Nu există obligație juridică, dar pe de altă parte, dacă, să zicem, Parlamentul ar fi spus, domnule, trebuie să avem 600 de parlamentari de mâine, ar fi venit Curtea Constituțională și ar fi spus, nu, avem un referendum din 2009, nu putem să legiferăm în sensul ăsta. Eu aș fi mers un pic mai simplu dacă aș fi fost Klaus Iohannis, pentru că ar fi putut să se folosească de acest referendum, de această pârghie constituțională, pentru a atrage oamenii la vot. Aș fi ales o singură întrebare, asta în primul rând. Da. Și în al doilea rând m-aș fi dus, mai ales că acum recent Curtea Constituțională a aprobat acea inițiativă pe care au depus-o cei de la USR, acea inițiativă cetățenească, dar susținută de USR, privind nealegerea oamenilor cu ghilimele de rigoare. Cu ghilimele de rigoare, da. A fost inițial o inițiativă cetățenească, totuși, dar după aceea înțeleg că USR-ul s-a implicat fără penal în funcții publice.
a fost declarată, e adevărat, procedural a fost declarată, a fost admisă de Curtea Constituțională, putea domnul Klaus Iohannis, mai ales că tema referendumului vine din anul 2017, dar ne-a vorbit pentru prima oară, putea să se gândească alături de consilierii dumnealui la o întrebare care să respecte Constituția din România, să treacă de filtrul Curții Constituționale și care să producă efecte juridice după aici, ce... Treaba cu fără penale în funcții publice sună foarte interesant, dar fără a veni cu un atac la adresa USR plus orice altă formațiune politică din țară, este la limita legalității acest referendum pentru fără penale. Din mai multe puncte de vedere, noi avem o cutumă a reconcilierii, în primul rând, vom avea o directivă europeană cât de curând pe reconciliere și posibilitatea de a fi reconciliat. Avem un sistem judecătoresc care poate admite ca o persoană X sau Y să nu poată deține o funcție publică pe un termen de 5, 10, 20 de ani, ceea ce cumva e prevăzut deja în Constituție și în legile penale din România. După aceea, dumneavoastră, dacă sunteți prins la volanul mașinii, având permisul suspendat, deveniți penal. Și aici intervine întrebarea. Eu dacă, nu știu, mi-a călcat pisica o mașină și am permisul suspendat pentru că m-au prins cu 100 la oră într-un sat, mă duc să-mi salvez pisica pe o distanță de 200 de metri, mă oprește poliția și îmi face dosar penal pentru că am condus fără permis. Asta e legislația acum, da? Cea mai aproape toată lumea. Eu automat devin penal. Pentru calomnie se întocmește dosar penal. Deci eu dacă acum fac unele declarații care sunt interpretate de către o curte de justiție drept calomnie... Calomnia nu mai e parte din codul penal, nu mai e reglementată în codul penal, e, mă rog, trecută în altă... Înțeleg ce vreți să spuneți, înțeleg ce vreți să spuneți. Aici e dezbaterea foarte profundă a lucrurilor, pentru că e atât de vag termenul... Mă rog, nu e vag, dar e atât de amplu termenul de penal, încât a risca să ducă în perpetuă disgrație o bună parte din România. Bun, acum ce vreau să vă spun este că și dacă mă duc eu acum să mă angajez, nu știu, ca vânzător la un magazin, o să-mi ceară cazierul să vadă, sau ca pasnic, sau ca știu eu ce, o să-mi ceară cazierul să vadă dacă am comis vreo infracțiune în ultima perioadă, sau, mă rog, pentru că au și ei condițiile lor. Pe de altă parte, uitați-vă la legea privind alcătuirea guvernului, cabinetului guvernamental, și o să vedeți acolo că există o limitare pentru miniștri. Sper să nu mă înșel, cred că nu aveți dreptate aici. Nu, sper să nu mă înșel la perioada de timp. Cred că 5 ani n-au voie să fie într-o funcție în cabinetul guvernamental. Și atunci putem să ne legăm cumva de această chestiune. Putem să delimităm mult mai bine. E adevărat, această denumire fără penal în funcții publice poate să sperie pe foarte multă lume. Și de asta și mulți au spus, doamne, nu putem. Păi, cum a spus și noastră, domne, mă duc să fac o mică faptă, sunt condamnat, se întâmplă ceva și atunci nu mai pot să mai candidez. Dar în inițiativa respectivă, lucrurile sunt precizate foarte, foarte clar. Adică nu, întrebarea nu este, nu vă doriți penale în funcții publice. Întrebarea este un pic mai amplă și care cumva limitează această eventuală trecere într-un absurd al situației. Am citit inițiativa în mai multe rânduri. E încă destul de o zonă de neclaritate, dacă o putem numi așa. Dar lăsând dezbaterea aceasta pe dreapta și revenind la subiectul pe care vreau să-l aducem în dezbatere și vreau să ajungă în casele oamenilor și să rămână imprimat. Cum scoatem oamenii la vot? Adică aici e întrebarea. Nu contează pentru cine votează. Nu contează că votează pentru stânga, dreapta, mijloc, centru sau neafiliere de ideologie, cum se declară unele partide din România. Contează foarte important să avem o prezență mare la vot. Pentru toate restul exercițiilor democratice din România de mai departe. Adică trendul participării la vot este unul în scădere. Păi simplu, domnul Rotaru. Până ceea ce se întâmplă astăzi, da, în plan intern, deși ați discutat anterior și am discutat despre penalii în funcții publice, vreau să vă spun că pe această inițiativă se poate lucra și contextul, nu trebuie să-l uităm, care a fost premergător aceste inițiative, și doi la mână, ceea ce au făcut europarlamentarii. Noi și mass media și analiștii și toți oamenii din ONG-uri care sunt angrenați în aceste lucruri tangențiale cu politica în general, ar trebui să scoatem în evidență. Să nu uităm că avem o europarlamentară, nu o să-i dau numele, care a inventat o țară, Letiția. Putem scoate aceste exemple în față și alte gafe, adică nu numai Letiția, sunt o groază de oameni care au făcut tot felul de greșeli impardonabile. Aici, pentru ca să mențin
titlul de răutăcios astăzi. Avem europarlamentari care vorbeau de țări europene precum Iran, Irak și au ajuns prim-ministri. Da, fără adică, nume. Da, deci sunt exemple adică... și omul, oricât ar fi de neangrenat politic, la un moment dat are familie, are copii și își va pune un semn de întrebare. Va căuta Letiție pe hartă să meargă în vacanță. Da, exact. Unde e Letiție? Adică era vorba de Letonia și a devenit Letiția. Sau mai avem un caz, tot același europarlamentar îmi vine în minte acum, din nefericire, și a mulțumit singură. Adică ceva ce... Mulțumesc și eu pentru această emisiune. Da, adică cum să vă spun, anticipat. Nu vreau să ducem în derâdere tema noastră, dar sunt elemente simple cu care poți să atingi omul simplu, că nu stai acum să-i explici, că nu-l interesează, adică pe ăla îl interesează în primul rând. Un caz concret. Păi, da, domnule, dar neastră îmi propuneți să scoateți oamenii la urnele de vot prin contraexemplu, adică ieși ca să nu ai așa ceva acolo? Păi, ar putea să fie și asta o variantă. Să-i conștientizezi omul, uite domne ce se întâmplă, dacă dumneata nu te-ai dus în legislatura trecută la vot sau ți-ai vândut votul sau așa, uite ce s-a întâmplat. De aceea nu am reușit să accesăm da, fonduri europene la cât aveam alocat, da? Dar aici e o dezbatere falsă, o secundă, nu de europarlamentarii români ține câte fonduri accesează România. Domnule Rotaru, dar dacă și, mă rog, aici sunt de acord cu asta, dar și ei... cu partidul, da, ar putea negocieze. Să facă un lobby pot să negocieze. Mai ales că viitoarea legislatură europeană va negocia bugetul pentru următorul exercițiu financiar european, care va fi colosal. Exact, dar mai avem o treabă în viitoarea legislatură. Pe lângă PES-ul și socialiști europeni și populari europeni, vom avea al treilea grup, care va fi foarte, nu să zic nasol în public, în ghilimele, foarte neacadem, va fi foarte periculos acest grup. Da. Pe ce loc se află Maria Grapini? Este eligibilă. Pe locul 4? Sau nu. Cred că e mai sus. Ca asta aveam să vă spun. Poți să mergi. Dacă vrei să mergi pe ideea asta de contraexemplu, poți să spui oamenilor, domnule, ieșiți la vot, dacă PSD-ul ajunge la 15%, nu mai intră Maria Grapini în Parlament și atunci nu mai avem cazul Letonia, nu mai avem cazul mulțumirilor. Letiția, scuze, da. Adică, sunt de acord cu noastră. Adică, până la urmă, dacă nu vii și cu astfel de exemple. Dar mai este încă un aspect. Încă mai avem timp până pe 26, până pe 24, să-ți dau un exemplu, ca primii 2-3 din fiecare să facă o dezbatere. Adică dacă fără o dezbatere pe aceste teme, nu vom face. Pe de altă parte, mă scuzați că intervin două secunde, dar pe de altă parte nu avem cum să avem pretenția că lumea va veni la vot, cât timp partidele nu fac nimic să-i facă pe oameni să înțeleagă importanța acestor alegeri. Da? Oamenii se gândesc, și de asta a și fost prezența atât de redusă la alegerile europarlamentare, pentru că oamenii nu știu despre ce este vorba acolo, ce se întâmplă, cu ce îi ajută pe ei personal. Da. Iar fi și interesat nu știu eventual, în continuare. Adică nu știu în continuare și nimeni n-a făcut nimic ca să-i învețe sau ca să le explice despre ce este vorba. Aici, pentru a rămâne în zona obiectivității, să știți că noi ne încadrăm în media europeană de prezență la vot. Avem state cu prezență jenantă, 18%, Cehia, Slovacia... Ca cifră e ok, dar iau cultură politică. Adică, cum să vă zic, puțin și de calitate, dacă discutăm așa. Nu vreau să intrăm iarăși în zona de a judeca calitatea oamenilor. Nu vreau să... Dar, dincolo de acest aspect cumva real, dar încă într-o zonă de necunoaștere, a lipsei de cultură a politicii europene, eu sunt convins că dacă mergem și facem un vox populi acum pe stradă, în București, care e un oraș, se spune, cu o cultură mai mare decât media pe țară, nu o să avem enumerați parlamentari, europarlamentari români, nu o să avem, nu știu, cum funcționează Parlamentul European, o întrebare legată de treaba asta, și nu o să avem chestii elementare spuse, adică sunt niște chestii de bun simț pe care ar trebui să le știe românii și pe care nu le au în zona cunoașterii. E o problemă și a promovării instituțiilor europene, care e destul de deficitară în România. O vină o avem și noi, iertați-mă. Și corect. Noi, mass media, că nu facem material, nu popularizăm aspecte legate de instituțiile europene. Pentru că nu sunt citite, domnule. Știu, domnule, problema cu online-ul românesc, nu mă provoca să vorbesc, că nu-i tema emisiunii. Știu ce se citește în România și, din păcate, ceea ce se citește pe anumite site-uri, publicații online, da. Și avem ceea ce se întâmplă astăzi în societatea românească. Nu o să mai intru prea mult în detalii, că o să par că judec oamenii. Eu nu judec oamenii, dar e bine să aducem în față, chirurgical vorbesc, realitățile. Este crunt ce se întâmplă astăzi. Și o să las colegul nostru să vorbească. Nu uitați imaginea meeting-ului de la Iași cu acel om în stare de ebrietate care a greșit țarcul, iertați-mi exprimarea.
Bine, a fost și atunci când a fost în meeting-ul PSD din București, cazuri similare. Din nefericire pentru unii, erau meeting-ul diversității în București și a ajuns un nene din țară. Un moment emblematic, dar singular totuși. Exact, și l-au întrebat pe acel om. Nu l-au bătut și m-am bucurat că, într-adevăr, s-a văzut o maturitate și politică și cetățenească. Dom'le, pentru ce ai venit dumneavoastră aici? Ăștia sunt oamenii care sigur vor vota. Cu siguranță. Și care nu o să stea să asculte ce le vorbim noi de nu știu ce, ăla, clar. Da. Pe de altă parte, știți care este problema? Faptul că, într-adevăr, se mizează foarte, foarte mult pe o discuție, așa cum ați spus și dumneavoastră, de a aduce oamenii la vot. Dar cât de relevant va fi, cât timp acei oameni nu știu despre ce este vorba, nu cunosc candidații, nu cunosc ce propun partidele respective pentru ei, și atunci eu sunt de părere că e foarte important să aducem oameni care să se informeze cu privire la ce se întâmplă la Parlamentul European și cu privire la ceea ce poate să facă parlamentarul pe care, sau mă rog, lista de parlamentari pe care o va alege respectivul individ. Despre asta este vorba, pentru că altfel cădem într-o capcană. Chemăm oameni la vot, dar oamenii respectivi nu o să aibă niciun fel de direcție pe care să se ghideze sau vor avea direcții, dar vor fi superficiale. Și atunci nu rezolvăm nimic, ne învârtim în același cerc vicios de a aduce oamenii la vot, indiferent cum vin, să vină, numai să vină. Și asta e, o să voteze tot cum le spune, nu știu, intuiția de moment, cu PSD, PNL sau cum mai știu eu ce partid. Despre asta este vorba. Și ca o completare, vor vota din patriotism. Fiindcă dacă ați văzut, avem roșii românești, ceapă românească, castraveți. Dar, dom'le, eu îmi pun o întrebare ca simplu cetățean. Cum dracu să mizez pe o temă din asta? Nu zice nimeni că toți suntem patrioți. Dar cum să mergi pe o temă falsă, populistă, când tu nu mai ai centre de cercetare, că am și scris la un moment dat, și nu mai ai baza genetică ca să ai roșia românească, ceapa românească sau, mă rog, ardeiul românesc. Și de noaptea minții. Și mai este o chestie, adică dacă o să vedeți și pe YouTube, apar tot felul de filmulețe în care o să vezi pe domnul Daia. Domnule, omul ăsta e genial, e un fel de Superman. S-a dus și culmea, respectivul fermier, ce conducea? Nu conducea un tractor românesc, că nu mai avem. Conducea un tractor nemțesc. Ca să vă dau un exemplu. Și patriotism, nu? Corect. Acum, termenul de patriotism s-a transformat într-un discurs de patriotard. Corect. Avem un discurs patriotar și aici s-a atins un punct nevralgic a campaniei electorale din România. Vreau să facem o analiză puțin mai profundă a discursurilor de campanie și a sloganurilor de campanie. Avem principalele partide din România cu Demnitate în Europa, ALDE, România în primul rând PNL, Patrioți în Europa, PSD, USR Plus, fără hoție ajungem departe. Fără hoție ajungem departe, ok. Așa. Uniți în Europa, PMP. Uniți în Europa, PMP, care e un slogan interesant aici. Nici trebuie să dăm cezarul de... ceea cezarului. Și mai avem de la Pro-România, Fii Pro-România, Fii Pro-România, susține Victor Ponta și Corina Crețu, care din... Astea sunt principalele forțe politice în acest moment, da? Din toate acestea avem discursul sau sloganul lui Băsescu, care are o expertiză europeană și care vine cu o idee năstrușnică, interesantă, total neînțeleasă de România. În general, adică domnul Băsescu vine și ne propune o federație europeană. Statele Unite ale Europei. E o idee interesantă promovată încă de Victor Hugo, adică nu a invitat Băsescu apa caldă nici în cazul ăsta. Dar e în totală contrapondere cu tot ceilalți concurenți electorali. Nu cred că oricum nu e momentul pentru astfel de dezbatere, în sensul în care... Este momentul. Nu e în sens, la ce mă refeream? Nu cred că populațiile, și vedem ce se întâmplă, mai ales în estul Europei, înțeleg care ar fi implicațiile unei federalizări ale Europei. Da. Cu atât mai puțin în România. Noi nu discutăm despre teme europene și acum să le propunem oamenilor să avem o aici, uniune a statelor europene. Aici, nu e departe, oare nu ți-a dus prea departe? Cred că nu este potrivit pentru aceste alegeri, poate în viitor va fi o temă de dezbatere serioasă, dar momentan Europa are alte probleme pe care trebuie să și le rezolve, legate de populism, legate de naționalism, deci putem să discutăm, dar strict la nivel de principii, la nivel de idei, pentru că în mod practic n-o să fie cazul sau nu în viitor apropiat, din punctul meu de vedere. Interesant este că familia europeană din care face parte PMP e aceeași din care face parte și PNL. Da. Partidul Popular European. Care e cumva conservator, se declară. Noul președinte al PPE-ului s-a declarat pro-creștinism, pro-familie, pro-valori europene profunde.
Și cumva discursul promovat de PMP e în contradicție cu treaba asta. Adică popularii europeni au declarat că ei vor cumva o Europa a națiunilor, care e egal tăiat între Europa a o federație europeană. Bine, discursul pe care l-a propus PMP-ul, ok, are legătură și cu ceea ce spuneați dumneavoastră, dar are legătură și cu tema pe care au propus-o în permanență de când s-a înființat partidul, cea unirii cu Republica Moldova. Da. Deci probabil că au încercat să meargă să mizeze pe două direcții diferite, care pot fi înțelese, e adevărat, diferit de români. Pe de altă parte, din ceea ce am văzut în discursul domnului Traian Băsescu, am observat că este printre puținii, și puteți să mă contraziceți dacă aveți o altă părere, care încearcă să promoveze cu adevărat temele europene. Asta este părerea mea sinceră, pentru că a discutat inclusiv despre această poveste cu canalul Dunăre, Main Rin, cu, mă rog, chestiuni care țin de ceea ce ar trebui să facă un parlamentar european. Nu știu dacă ați urmărit dezbaterile publice în care a participat domnul Băsescu și sper să ajungă și în platoul București TV în viitor apropiat. Moderatorii dezbaterilor întotdeauna au deplasat foarte departe subiectul. L-au întrebat de Elena Băsescu, l-au întrebat de Varga, l-au întrebat de Blaga, de Dragnea, de orice vrei tu, dar nu despre subiectul european. E problema aceasta a neînțelegerii și a refuzului mass mediei din România, a electoratului din România să înțeleagă și să vadă în adevăratul sens al cuvântului ce înseamnă instituțiile europene? Eu aș spune că se leagă cu ceea ce mi-a spus anterior noastră. Are legătură cu ratingul, în primul rând. Una la mână. Doi la mână, întorcându-mă la Uniți în Europa și PMP, este foarte clar că PMP-ul, prin Traian Băsescu, după două mandate, are experiență internațională și a jucat în marile instituții europene și a spus globale, deci are o experiență și este jucător până natura lui, fără să-l lăudăm sau să-i facem noi campanie. Dar vorbind la rece, publicul PMP-ului este Republica Moldova, este clar. PNL-ul, cum a spus dumneavoastră, recent s-au deplasat la și ei dânsi la Chișinău, fiindcă este un bazin electoral și aici arată clar că PNL-ul... Aici o să intrăm puțin mai mult în ultima parte a emisiunii. Până atunci am să vă rog să permiteți să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva momente pe o analiză amplă asupra discursului electoral, a modului în care se poziționează partidele politice și care sunt arealele de vânătoare ale acestora. Rămâneți alături de noi.